De astăzi, 15 noiembrie, am intrat în postul Crăciunului. Perioada de post cuprinsă între lăsata secului și ajunul Crăciunului ar trebui să fie un răstimp de meditație și rugăciune în care ar trebui să consumăm numai produse vegetale și pește în zilele în care există deslegare. Cu toate acestea, clericii ne învață că accentul nu trebuie să fie doar pe mâncare, ci pe obiceiurile lumești care trebuie temperate. Rostul fundamental al oricărui post este să ajute la dezintoxicarea sufletului, nu cea a corpului prin regim alimentar. Se spune că e mai important ce spunem și ce gândim decât ce anume mâncăm. Un post nu trebuie să domolească doar poftele trupești, ci să îmbuneze și sufletul. Postul Crăciunului durează 6 săptămâni și îi pregătește pe credincioși pentru marea sărbătoare a nașterii lui Iisus Hristos. Din punct de vedere al alimentației, postul Crăciunului este mai ușor decât postul Paștelui, deoarece se mănâncă pește în toate zilele de sâmbătă și duminică, precum și la sărbătorile religioase. Conform tradiției din bătrâni, în funcție de vremea din postul Crăciunului, vom ști cum va fi primăvara. Astfel, dacă este vreme liniștită, se anunță o primăvară cu multe ploi. În post nu ai voie să te îmbeți și până la bobotează nu se fac nunți.